Vocea care contează așadar este a Ministrului Energiei, cel care este și președintele PNL București, domnul Sebastian Burdujal, la vocile care contează. Mulțumesc pentru asta, bine ați revenit, domnul Ministru. Mulțumesc pentru invitație, domnul Popa, mereu o plăcere. Suntem alături de profesorul Alfred Bulai, pe care îl salut. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule profesor. Mulțumesc. E o întrebare de, la care aș porni, domnul Ministru, și pe care o adresez imediat, domnului profesor. De ce așa oare? Dacă ne depărtăm măcar o secundă de nume, de partide, de culori, și privim situația. De ce? așa? Cum vă explicați. Vă referiți la sectoarele, sectoarele 1 și 2? 1 și 2? Evident. Este trist, pentru că, până la urmă, dubiile pe care cei care au pierdut le ridică asupra unui proces electoral nu sunt de natură să încurajeze pe români să iasă la vot, să le crească încrederea în democrația românească. Și nu am văzut niciun fel de indiciu serios că a fost un proces viciat sau alte lucruri care să susțină această versiune. De aceea, eu îmi doresc. Nu ați crezut acea imagine cu proces verbal semnat într-un fel, când s-a trecut din forma scris de mână în dactilografiere? Cifrele nu mai corespundeau. Eu uh, n-am văzut respectiv okay. proces verbal, realmente, okay. dar ce știu este că fiecare partid are un reprezentant în secția de votare, că procesul verbal trebuie semnat și asumat de fiecare reprezentant în secție și abia apoi, dacă se închide acea cheie, el este urcat pe site-ul AEP și da. devine un proces verbal final. Este complicat să ai credibilitate dacă ai acceptat aceste procese verbale, și după ce vezi că pierzi, începi să ridici tot felul de semne de întrebare. Acestea fiind spuse, în România există niște instituții, există birourile electorale, există Autoritatea Electorală Permanentă, există alte instituții, dacă este cazul, și ele trebuie să se pronunțe, că așa este în democrație. Poporul a vorbit, acum respectăm rezultatul votului. Și, sigur, cei care au pierdut au o șansă peste patru ani să revină și să ofere bucureștinilor o alternativă. În paranteză fie spus, folosiți această șansă și dumneavoastră peste patru da, ani? Da, E un alt registru, evident, și o să vorbim da, o dată. Popa. Categorii, Dar simțiți da. de astăzi, știți de astăzi că acesta ar fi drumul pentru dumneavoastră? Tot. Ca președinte cantină. al filialei, cu siguranță mă asum acest drum de reconstrucție a Partidului Național Liberal în București. Noi, în șase săptămâni, nu am putut să facem ceea ce, din păcate, nu s-a făcut la nivelul capitalei, timp de aproape opt ani de zile. Noi nu am definit o opțiune liberală pentru bucureșteni. A existat la sectorul 6 și o opțiune performantă și rezultatul votării s-a văzut la sectorul 6, deci un primar apreciat Ciprian Ciucu. Și cred că e de datoria mea și a colegilor mei, acum având și un al doilea primar de sector în București, să definim și pentru primăria generală un model liberal de dezvoltare, de investiții, de locuri de muncă, de locuințe accesibile pentru tineri, adică să răspundem de fapt nevoilor bucureștenilor cu un meniu de soluții de politici publice autentic de dreapta. Vă mulțumesc, închidem paranteza. O secundă vă mai întorc la filmul zilei, pentru că astăzi am aflat, domnul ministru, despre sesizări. Știți expresia cu neștiu dincolo de granițe? Așa pare că se prefațează câtă vreme înțelegem sesizări către Comisia Europeană, OSCE, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Da. E Sigur, alegerea... E dreptul oricui să se Este susizec, dreptul oricui, este alegerea celor care au pierdut să facă lucrul acesta. Cred că elegant ar fi fost în urma centralizării acestor procese verbale să se constate rezultatul alegerilor. Ar fi fost decent ca oamenii din secție din secții și din birou electoral să fie tratați totuși într-un mod civilizat, să aibă apă rece, să aibă aer condiționat, să aibă niște condiții de lucru normale. Vreau să subliniez, acestea sunt răspunderea primăriilor de sector care au organizat uh, aceste alegeri în aceste condiții. Deci, uh, răspunderea aparține celor doi primari, Cotil Darman și Radu Mihaiu. Uh, cred că pe viitor, oricum, trebuie să discutăm de o modernizare a procesului de votare în România, tocmai ca să nu mai există niciun fel de dubiu, uh, că vorbim de monitoare în secțiile de votare și uh, un vot exprimat în secție, dar totuși un vot uh, Înregistrat electronic sau de mașini de vot cu acele sisteme de matrice care nu permit uh, aceste erori. Uh -huh. Multe dintre ele eu sunt comis sunt și erori umane. Sunt oameni care stau acolo de la 5 dimineața uh, până probabil la 5 dimineața a doua zi, și acest gen de alegeri este și cel mai greu de organizat, pentru că ai multe buletine de vot, ai multe urne. De față cu mine, un bucureștean a introdus buletinul în urna greșită și nu a fost vina lui, pur și simplu s-a întâmplat. Deci vă dați seama ce este acolo la final când se descarcă urnele și trebuie totul aranjat. Domnul ministru, dar a fost și parte din discursul liberal, încă de dinainte de campanie, din începutul acestui an. Apelez la memorie care nu mă înșală. Da. Procesul electoral nu va fi complicat. Am pus un milion de întrebări, noi jurnaliști știți foarte bine, despre comasare. Nu cumva s-ar putea să complice viața tuturor? În niciun caz ați spus chiar și în PNL. Va fi mai ușor, nu cheltuim mai mult. Iată de trei zile, patru zile. Principalul argument nu poate fi legat de bani. Cred că e okay. ultimul lucru la care trebuie să ne gândim când vorbim despre alegeri. În același timp, sigur că a existat un buletin de vot în plus. Do. A existat și un element adițional de posibilă confuzie a electoratului, pentru că au fost liste comune la europarlamentare, liste comune la sectoare, candidați comune la sectoare și apoi separat la primăria generală și probabil că asta într-o anumită măsură ne-a dezavantajat, a creat o oarecare confuzie în rândul bucureștenilor cel puțin. Dar, per total, încă o dată, cred că este un lucru bun că au ieșit mai mulți oameni la vot, inclusiv în București și prezența la locale. A depășit-o pe cea de acum patru ani de zile, chiar dacă eu mă așteptam să fie chiar mai mare decât cea din ziua votului. Credeți că ar trebui să-și recunoască înfrângerea, domnul Armand? Domn... Așa Hai... cred. Adică, în momentul acesta în care s-au centralizat toate secțiile, înțeleg, s-au numărat voturile, există procese verbale asumate și semnate de reprezentanții fiecărui partid în secția de votare este un moment prielnic pentru a spune, domne, asta a fost după patru ani de zile, voi reveni sau nu voi reveni sau iată ce voi face, felicitări învingătorului. Și eu l-am felicitat pe Nicușor dar încă din seara alegerilor. Mi se pare un gest de bun simț, oricât ne-am duelat în campanie, totuși în momentul în care ai rezultatele și poporul a vorbit, respecti acest lucru, îți poți recunoaște anumite greșeli, înveți din ele, și te pregătești pentru o nouă bătălie. E drept, nici nu a fost diferență de... E adevărat, Nu s-a jucat la virgulă, cum a părut că se joacă în sectoarele 1 și 2. Am întrebat, domnule profesor, de ce așa până la urmă? Tot ceea ce se întâmplă de pe 9 iunie se încheie săptămâna în curând. Acum e o chestiune politică, trebuie să fie și o chestiune de fair play. Aș pleca de la ce a domnul Bordoja. Mi-aduc aminte până anii a fost un meci internațional, sportul Studențesc cred, a, a jucat cu Schalke 04, mă contează, era o echipă importantă pe vremea Am a mâncat bătaia acasă, sportul sudanțesc, cu vreo 4 la 0, Ce în genul ăsta, e, ai noștri la culoare spre, că, spre vestiar, i-au bătut pe de au rupt, da? Adică, ce credeți mă că ați venit aici să ne. Adică, în mod normal nu mai se întâmplă așa ceva. Din păcate, în politică există acest de, această lipsă de fair play. În fotbal nu prea mai există capă vremuri. Adică, mai vezi și un antrenor, de exemplu, care se și spune da, domne, a fost mai bun decât noi, am lucrat noi prost astăzi. Adică sunt niște chestiuni elementare. Vine antrenorul și spune, suntem aproape de campionatul european și nu aia dau aceste exemple, spune, domne, vina mea, mi-asum, copiii n-au nicio problemă, adică un șef de partid trebuie să facă chestia asta. Eu mă uit la rezultate. Nu la sectorul 1 sau 2, de principiu. USRU, cu mare alianță care s-a creat, are o problemă cât casa. Uriaș. Real, asta e la nivel național. Nu, adică nu i-a lucrat toată națiunea română. Uh, mai bine ar trebui să se gândească uh, la... Sigur că e o miză mare, sectorul 1, mai ales. Da. Totuși, o pare... Te din pip se face în sectorul 1. Înțeleg aceste uh, uh, tensiuni. Și, într-o parte, și în alta. Că a fost identică cu patru ani, dar a fost Propriu de atunci, care a câștigat și au făcut alții scandal. Deci nu au fost ani de zile scandaluri după aia. Problema este că ei ar trebui să gândească că sunt într-un moment foarte prost și ar trebui să-și găsească ei mai întâi problemele pe care le au, care sunt evidente, adică nu, ăsta e rezultatul mai, mult mai prost decât se așteptau, alianța nu a funcționat absolut, alianța lor, în simplu, alianța PSD până le-a funcționat, e o realitate, nu trebuie să fii fan, fi adică lucrurile sunt clare. Așa cum pot să spun că, dau un sfat domnului Burdușa, de exemplu, strategia a fost penibilă, a coaliției pe București. Din punctul meu de vedere, strategic, domnul Burduja era foarte, foarte înțelept dacă se retrăgea la timp, adică sugera, luptăm și suntem de alături de Firea, chiar dacă Firea nu avea cum să câștige, chiar și cu voturile liberale, tocmai pentru că era mult mai ok strategic, dar sigur, asta este. S-a dovedit că alianța a mers în țară, nu prea a mers în, în București. Din punctul să al partidele toate, inclusiv alianța PSD-PNL, ar trebui să gândească și unde a greșit și unde a avut de câștig de cauză. Nicușor Dan are un câștig, adică mi se pare că e evident acest lucru. De ce există acest clar? Uh, succes al uh, Lunicușor Dan și al celor care l-au susținut și uh, de ce succesul uh, la, la nivel național și multe alte locuri al PSD-ului și al uh, PNL-ului. Adică, cu alte cuvinte, mai trebuie să și învățăm, să recunoaștem când avem o victorie, dar și când avem eș, uh, un eșec și când ar trebui să și felicităm. E o chestie de asta elementară să spui mă bucură ce a zis domnul, nu am urmărit pe domnul Burjulia, foarte bine că și se pare normal și firesc și civilizat, așa cum mi se pare că trebuie să uiți în, după alegeri și în curtea ta să vezi de ce. Eu, în general, când mă întreb și închid această, această discuție, din punctul său de să vedere, eu întotdeauna când vorbesc cu politicieni sau cu partide, eu întreb o chestiune șocantă. Eu întreb, de regulă. De ce cred că au câștigat când au câștigat? Nu când au pierdut, de când au câștigat. Pentru că de multe ori ai impresia că dacă ai câștigat e în regulă, dar și nu știi exact ce a fost da. bine și ce a fost rău. Da. Deci sunt multe interesant. lucruri care... Dar, repet, plecăm de la chestiunea simplă, fair play, care trebuie să existe dacă vrem să facem politică pentru oameni. Mulțumesc mult, domnule profesor. Evident că domnul ministru Burduja e în platou și poate merită un răspuns la de ce nu v-ați retras. Domnul Popar, îl apreciez mult pe domnul profesor și îl urmăresc de multă vreme și e un om deosebit și un bun profesionist. Eu vă dau aceeași răspuns pe care îl dau și la întrebarea de ce am candidat. Pentru că în momentul asumării acestei candidaturi cu câteva zile înainte de termenul limită de depunere a semnăturilor, Mulți mi-au spus, domnule, nu te băga pentru că o să-ți picioarele. Și în politică ești tânăr, totuși este bine să ai o traiectorie ascendentă și așa mai departe. Dar cred că în politică totuși nu este doar despre cariera unui politician, este sau ar trebui să fie despre ce propui pentru cetățeni, să te lupți pentru ei. Eu nu puteam să mă uit la mine în oglindă, stând pe margine și să văd că Partidul Național Liberal o susține pe Gabriela Firea. Îmi pare rău. Sau pe domnul Piedone, cu tot respectul față de ambi, N-are legătură. Totuși, Doamna Firea a mai fost primar în București, a plecat acasă în 2020, a existat o schimbare pentru că nu a reușit să își îndeplinească totuși promisiunile de campanie. La fel, domnul Piedone poate fi un primar de sector bun, dar nu era potrivit pentru primăria generală. Cum nici Nicu Șordan, nu cred că era potrivit, dar aici bucureștenii au vorbit, există un nou mandat de patru ani de zile, Sigur că pentru bucureșteni și ca bucureștean, ca locuitor al sectorului 1, îmi doresc să constatăm în 2028 că orașul ăsta a fost bine administrat și că o ducem toți mai bine. Am rezerve, având în vedere ce s-a întâmplat până acum, dar pentru binele bucureștenilor, așa mi-aș dori să văd orașul mergând înspre bine și categoric noi în Consiliul General am și anunțat lucrul acesta, vom susține toate proiectele bune pentru bucureșteni. Ei sunt aliatul nostru. Îi mulțumesc încă o dată, domnului profesor Alfred Bulai. Am dorit un răspuns, inclusiv în prezența sociologului, până la urmă și de asta vă Vă rog, vă rog, un minut, domnule profesor, cu tot respectul, vă rog. Da, okay. Doar o, o chestiune foarte simplă, pentru că e tânăr, domnul Burduja. Mie îmi place, domnul Burduja, chiar dacă are în acest moment multe naivități, din punctul meu de vedere. Hmm. Pe gândire strategică, eu am zis că era bine să intre în cursă și să se retragă strategic, repet, pe ideea că dădea un ajutor, chiar dacă șansele, evident că sta, sta, statistic, adică datele de sondaje, arătau destul de clar, mă rog, pentru cine chiar avea date. Uh, repet, e vorba de un mecanism care te poate duce să fii câștigător. Deci e o chestiune de altă natură și, unde ești închei, uh, e clar că nu, nu putea domnul Burgăia singur să facă lucrurile astea, uh, dar, repet, uh, au fost multe erori. În alianță, în povestea asta, de la început, fie vorba între noi, și sigur că cineva este pus în față și scoate castane chiar dacă nu, nu le-a pus acolo. Asta o pot înțelege. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, mulțumim. domnule profesor. Domnule Ministru, dar eu n-am înțeles o chestiune. De ce n-ați candidat sub sigla și culoarea partidului? Am candidat sub sigla și culoarea partidului, categoric. Nimic nu s-a văzut, știți foarte bine, decât turcoazul. <laughs> A, bun, că am avut cumva o identitate, o mișcare în acest sens. Vedeți, timpul a fost foarte scurt și lucrurile n-au fost întotdeauna planificate de, nu știu, într-un laborator să stea. Nu, a fost o echipă de tineri care a, mers, a luat lucrurile din mers, domnul Popa. Deci dacă la depunerea candidaturii am venit pe motor, că e parte din cine sunt, așa cum și acolo a început totul, de fapt, cu tricoul turcoaz. Exact. Deci așa s-a întâmplat și a fost o chestiune de superstiție, de noroc și de identificare. Pentru că fiind timpul foarte scurt, vă spun că ne-a ajutat ca în stradă, acolo unde mergeam, foarte mulți bucureșteni se luau după acest element de identitate vizuală. Și veneau și spuneau, e burduja, salut, nu știu ce. Iar reacțiile în stradă au fost mult superioare față de scorul de la alegeri. De unde eu am tras concluzia că totuși a funcționat că, clar această logică a votului util. Vă amintiți primul sondaj dat chiar de Nicu Șordan cu piedone peste Nicu Șordan și tot acel război al tricourilor cu, cu, o parte a electoratului, o parte în senată, care a spus, domne, nu se poate și chiar dacă poate nu suntem cei mai mulțumiți de Nicu Șordan, o să-l votăm ca să nu iasă piedone. Și apoi acest raționament a funcționat și în cazul Gabrielei Firea. Adică, decât Gabriela Firea să revină la primăria generală, încă o dată, nu comentez, deci știm cu toții mandatul respectiv, mai bine Nicu Șordan. Chiar dacă mulți mi-au spus chiar și în față, domne, te plac, e clar că te-ai pregătit, ai o carte, ai un plan pentru București, ai niște proiecte concrete, am adus și la Euronews planșele mele, exact cum văd viitorul acestui oraș, dar totuși, în cabina de vot, i-au spus, decât să pierd un vot sau să risc să iasă Gabriela Firea sau uh, Cristian Popescu Piedone, o să-l aleg pe Nicușor Dan și asta i-a garantat a fost, un scor foarte mare. V-am urmărit, evident, ca jurnalist, inclusiv săptămâna aceasta, care a fost și retenia lui Nicușor Dan? Că ați folosit acest termen. Exact asta, adică în loc să vină public și să spună, dom'le, eu ăsta sunt, eu asta am făcut pentru voi, el a spus-o el direct. Există un vot util, chiar și liberalii care consideră că Sebastian Burduja e mai bun și îl citez ad literam, să mă voteze totuși pe mine pentru că nu vrem ca Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone să fie primar general. Dacă nu spunea dânsul, ok, puteam să înțeleg că e o analiză sociologică, dar dânsul a marșat foarte mult pe ideea asta și a și spus, eu vreau să polarizez cu... Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone. De aceea nici n-a vrut o dezbatere cu mine în toată această campanie, poate pentru că n-a vrut să răspundă la niște întrebări incomode și am fost incomod, poate excesiv de incomod sau deranjant pe alocuri și pentru că nu a vrut să creeze nici măcar aparența unei alternative viabile de dreapta la mandatul dânsului. Cu mai puțin de două zile înainte alegerilor locale, Partidul Național Liberal publica un sondaj de opinie în care, pentru prima dată, candidatul Sebastian Burduja era dat câștigător. În sondaj obțineați peste 27% din voturi. Prima mea curiozitate a fost un sondaj realizat cu experți din străinătate? Deci, au circulat multe sondaje în Absolut. campanie. Dar noi noi am unul lucrat, singur a fost cu dumneavoastră pe primul noi am lucrat Așa este. Noi am lucrat uh, cu experți din Statele Unite, uh, nu am publicat noi sondajul acela. Noi îl trimiteam pe grupurile interne pentru militanții noștri, noi, în toată campania, noi, pe nele București, n-am publicat date. Pe de o parte, pentru că n-am vrut să influențăm lucrurile, și pe de altă parte, pentru că este posibil sau ne-am pus problema ca datele să nu fie ancorate la contextul românesc întru totul. Mai mult decât atât, adică ce ne-a dat nouă cu virgulă de atunci. De la partid. Da, partid. Asta e realitatea. Ce ne-a dat nou cu virgulă la propriu și la figurat, este că se bazau acele date pe o prezență masivă la vot. Deci undeva la 70, peste 70%, ceea ce oricât de optimiști eram, nu părea probabil și nici n-a fost cazul. Deci a fost o prezență totuși sub așteptări, pentru că la un moment dat s-a vorbit de 50% sau chiar peste 50% pentru aceste alegeri. Dacă bucureștinii ar fi ieșit în număr mult mai mare așa cum ne așteptam, sigur puteam să vedem și alte cifre, a fost și o marjă de eroare, deci, sigur, au fost multe sondaje în campanie și eu, în calitatea mea de candidat, nu le-am comentat, pentru că țineți minte, și Gabriela Firea era dată cu peste 30%, și Nicu Șordan a fost dat mult mai jos decât a ieșit, cred că n-am văzut niciun sondaj, cu dânsul la 48% cu cât a ieșit până la final. Nu țin minte să-l fi dat cineva la 48%. Și domnul Piedone a fost dat foarte sus, și foarte jos. Deci, da, sondajele sunt uh, o poză de moment, poate fi corectă, poate fi greșită. Ce contează este votul bucureștinilor, el trebuie respectat. Încă o dată, sunt lecții pe care noi le-am învățat, sunt greșeli pe care noi le-am făcut, okay. nu le vom mai face și, cu siguranță, în acești patru ani de zile care ne așteaptă pe toți, noi vom fi în fiecare zi. În stradă, în Consiliul General, ne vom lupta pentru proiectele și pentru ideile pe care le-am pus pe agenda publică. Pe 4 iunie ați declarat că sunteți cu un procent în urma da, lui... Da, mă bazam pe aceleași date, domnul Popa. Date care au fost șirete la rândul lor? Care au fost date manipulatoare? Care, care date au fost care neprofesioniste? Au f nu, date care au fost, uh, pur și simplu, în primul rând, hiperoptimiste legate de prezența la vot. Și lucrul ăsta, sigur că îți afectează dacă tu contai pe 70% dintre bucureștieni că ești și ieșit 40%, ai 30% care poate m-ar fi ales, dar nu s-au mai prezentat la urne. N-am înțeles dacă s-ar fi scurs sau nu acest sondaj și vă spun de ce, domnul ministru. Sunt pe Euronews România, pe da. site. 7 iunie 2024, ora 19.29. O poză cu dumneavoastră. Acest articol e plătit și provine integral dintr-o sursă de comunicare externă. Euronews România pune la dispoziție spații de comunicare în da. condițiile prevăzute de lege. Echipa Euronews nu e implicată în niciun mod în realizarea articolului și în verificarea curateții. Și începe articolul cu un nou sondaj realizat, relevă, schimbare semnificativă conform datelor. Sebastian Burduja conduce cu 27-8. Da, nu că pare este... scurs. Acesta nu este scurs, dar înainte de a apărea aceste date nu a existat niciun comunicat oficial al partidului și dacă veți urmări, PNL București n-a dat vreun comunicat în campania asta cu privire la date de sondaj. Câte tricouri ați schimbat? Câte tricouri turcoază Cât ați schimbat cam, pe zi? A, bun, cam două pe zi, în total au fost vreo 10. Dar asta sunt chestiune de formă. Sper că n-am abătut de la fondul campaniei. De fapt, am încercat să facem o campanie serioasă, poate prea serioasă pentru gustul unor bucureșteni, în care am vorbit despre proiecte, am fost în teren... De ce spuneți prea serios? Pentru că ați fost și cumpa carte în fața primăriei generale. Ați spus bună pe chitară la un moment dat. E adevărat, dar au fost... Dacă veți compara, poate suntem subiectivi, dar dacă cineva ia la mână site-urile candidaților, se uită pe planul pentru bucurești.ro și alte site-uri ale contracandidaților mei, veți constata că din punct de vedere al substanței și al proiectelor, cred că am avut cel mai complex plan pentru dezvoltarea Bucureștiului și s-a vorbit despre temele pe care noi le-am pus pe agenda, lucruri pe care îl consider un succes. S-a vorbit despre tunelul urban București. A răspuns Nicu Șordan, a spus Gabriel Fer. S-a vorbit despre canalul Dunăre București. S-a vorbit despre datoria primăriei, pentru că am fost primii care a au spus, domnule, stați puțin, că nu a scos nimeni primăria din faliment, dar a crescut, de fapt, datoria publică. Și astea-și cifrele din bilanțul primăriei de la finalul anului. S-a vorbit despre situația în termoficare și faptul că primăria generală, uitați, acum, ca ministrul energiei vă spun, încă datorează LCN-ului peste un, mil un miliard de lei la zi. Da? Deci lucrurile acestea trebuiau spuse. Sigur că ele au deranjat niște susținători ai primarului general, dar eu mi-am făcut datoria să spun adevărul, pentru că n-aș vrea să fim peste patru ani de zile și să ne uităm iarăși în urmă și să spunem, de fapt, totul era bine în București. A fost ales din nou Nicușor Dan. Lucrurile poate nu s-au schimbat în mai bine, dar hai să-i mai dăm încă o șansă. Cred că un cec în alb este suficient, cel puțin la Partidul Național Liberal. În ceea ce ne privește de acum înainte, susținerea noastră nu este una necondiționată, este una condiționată de îndeplinirea obiectivelor, proiectelor, promisiunilor. Și în Consiliul promisiuni, General, în consiliu PNL general, e dispus să îl susțină pe Nicușor șordan. E dispus să susțină proiectele bune pentru bucureșteni. De exemplu, aceste referendum în E subiectivă treaba e... cu proiectele bune. Dacă eu consider că un proiect e bun, sunt primar general și dumneavoastră viceprimar sau consilier, spuneți, nu, nu e bun? Păi eu să Aici la se Doamna Firea v-a bătut obrazul recent. Și citez, în loc să-l critice pe Nicușor, Dan, toată ziua Burduji avea o problemă doar cu mine. Cum comentează, domnul ministru? Păi cum să comentez? Unii au spus că n-am atacat unde a ajuns, alții au spus că l-am atacat prea mult pe Nicușor. Mă rog, Partidul ce-a spus? N-a spus nimic. A spus că am avut o campanie foarte bună. A spus-o și public și în timpul campaniei și în seara domnul Ciuc a spus că e un proiect pentru 2028 și apreciez lucrul ăsta. Aceasta a fost și discuția pe care am avut-o în momentul în care am fost desemnat și cu siguranță Revoluția Turcoaz continuă, pentru că am văzut burtiera de mai devreme, nu ne oprim aici și e de fapt despre a oferi o alternativă, o campanie pe care noi ne-am dorit o pozitivă, sigur că am arătat realitatea, dar fără atacuri la persoană, nu o să le niciodată, nu este felul meu de a fi și mi-am permis iar să vorbesc despre realitățile bicureșite. În anumite momente să nu aveți o referire la domnul Firă. Categoric. Dincolo de coaliție, erați adversar într-o competiție. Da, bine și doamna Fira spunea, era o chestiune care nu a fost convenită la nivelul președinților de coaliție, și anume să ne atacăm. Da, chestiunea asta nu trebuie convenită de președinții unor partide. Este o chestiune de onestitate în fața electoratului să spui ce a mers bine și ce nu a mers bine în București. Că au fost și lucruri bune, dar au fost și foarte multe nerealizări. Aș fi fost lipsit de onestitate să vin public și să spun știți, de fapt m-am gândit mai bine, în 2020 l-am susținut pe Nicușor Dan pentru că n-am crezut că Gabriela Firea e un primar bun și mi-am schimbat părerea. Nu, sunt același om, am aceeași părere. N-a fost un primar bun, doamna Firea. Nici Nicușor Dan a fost un primar bun. Dar asta este, e încă o dată, votul bucureștienul trebuie respectat și dacă e nevoie de încă patru ani să ne convingem că putem mai mult, că merităm mai mult în oraș... Este o opțiune categorică care trebuie înțeleasă și respectată. Vă amintiți că în seara alegerilor, duminică, pe undeva pe treptele partidului, am văzut că au scris colegii da. de la Hot News să fi afirmat? Nu știu cine îl botează pe Nicușor acesta. <laughs> Bun, discutând cu foarte multă lume, dar într-o campanie, sigur că ești la rândul tău într-o bulă, mai ales în calitate de candidat, pentru că tin să rezonez, să dialoghezi cu mulți oameni care îți spun, domne, bravo, mergi înainte și uh, nu se mai poate trăi așa în oraș. Evident că bucureștenii au ales în număr mare opțiunea Nicușor Dan, chiar dacă, chiar dacă din cei 47-48%, eu sunt convins că o pondere importantă, au fost votanții de tip util, cei care uh -huh. s-au temut foarte mult de Gabriela Firea și Cristian Bocasur. Eu m-am întrebat, vă recunosc, că aveau nevoie oare bucureștenii să se sperie de ceva ca să-l voteze pe Nicușor? Frica e valabil ce... pentru orice fel de nume. E valabil pentru orice fel de alegeri. Frica okay. e cel mai puternic factor de motivare la alegeri. Mi-aș fi dorit încă o dată o campanie pozitivă, în care fiecare să vorbească despre proiecte, despre realitățile bucureștinilor, despre problemele bucureștinilor, nu să facă analize sociologice. Adică e un lucru pe care și sunt direct, așa sunt eu. Vreau să-l spun. Revenind la ce spuneam mai devreme, că e un lucru important, deci domnul Nicușor Dan a ieșit în seara alegerilor și a spus că vrea să organizeze niște referendumuri. E cel puțin unul legat de modul în care se împart banii pentru București, București e primărie generală în sectoare, da. și cel cu urbanismul. Și îi spun și public că noi suntem gata să declanșăm aceste, să-l ajutăm să declanșeze cât mai repede. Adică nu trebuie să așteptăm șase luni, un an de zile, pentru că bugetul pe anul viitor se va face începând cu toamna aceasta și atunci de ce să mai pierdem un an de zile? Hai să vedem ce spun bucureștenii. Principial trebuie discutat public despre cum se împart banii între primăria generală și sectoare da. și îl invităm să-l facă, nu știu, într-o lună, două, maxim trei, ca să vedem exact... O promisiune, cel puțin omul își îndeplinește o promisiune, pentru că a făcut-o în seara alegerilor. Ce ar însemna un sprijin din partea PNL? Pentru trebuie trebuie trecut în Consiliul General. Ăsta e primul, primul pas. pas. Deci trebuie declanșat cu votul Consiliului General și îl asigur că am susținut o asemenea inițiativă. Mi se pare de bun simț, oricum, pe un subiect care poate naște discuții, să intre pe cetățeni. O să întrebăm și noi înainte și o să ne definim o poziție și în urma discuțiilor cu cetățenii și în urma discuțiilor cu primarii de sector, pentru că o să avem doi primari liberali și o să vedem, să ne Dacă cristalizăm tot poziția. Dacă tot prin comasare, vedeți potrivit un referendum odată cu parlamentarele? Poate? Dacă tot ieșim la vot? Păi e târziu, fie... e târziu, adică atunci ai pierdut încă un an, pentru că bugetul pe anul viitor se va face tot după logica actuală. N-ai făcut mare lucru. De aceea nu mi se pare un efort atât de mare pentru Primăria Generală să organizeze un referendum local în București, este un exercițiu democratic. Alte state, nu știu, Elveția este fanion la nivel mondial pentru modul acesta de guvernare participativă, în care implică în mod constant cetățenii. De ce să nu fie și București un exemplu în acest sens? Dar credeți mai degrabă, și vreau doar să mă asigur că am înțeles corect, în referendumuri ceva mai curând, ceva mai rapid. Da, spuneți, două luni, poate trei luni. Da, și de ce facem nu? un calcul, suntem în iunie, tot septembrie ajungem la ministru, într-un fel sau altul. Bun. Atunci, dacă alegerile prezidențiale vor fi în septembrie, poate fi o variantă și asta. S-ar putea muta data alegerilor, chiar așa. E în interesul PNL? Nu s-a purtat Clarificat. o asemenea discuție în interiorul partidului. Mâine avem o întâlnire la munte. Da. Și probabil se va aborda și această Vedeți discuție. o variantă mai bună între toamnă și iarnă? Adică la termen? Când spunem iarnă, spunem la termen. Chiar nu știu să vă spun, adică nu n-am definit în interiorul partidului. Ce știu este că președintele Partidului Național Liberal este, conform statutului, candidatul partidului la prezidențiale. Pentru asta trebuie organizat un congres al partidului, așa cere statutul. Și mă gândesc că va fi un calendar, sau îmi doresc să văd un calendar accelerat, pentru că ultimul lucru de care avem nevoie, și ca partid, și ca țară, este să vedem noi ezitări, și noi prelungiri, și noi amânări, și noi calcule, și noi ipoteze și scenarii la nivelul partidului sau al coaliției. Nu vreau să mai trăim ceea ce am trăit la București și cred că dacă exista o decizie clară asumată în ianuarie când s-a început toată această discuție legată de București, cred că rezultatul de la ar fi fost diferit. Uh, Domnule ministru, cum vă sună ideea, venim acum după Independent, care a câștigat la primărie. Cum vă sună Independent la Palatul Cotrocenii? Ca membru al Partidului Național Liberal, îmi doresc să văd un președinte din partea Partidului Național Liberal. Și cred că va fi un președinte din partea PNL și un președinte de dreapta. Adică, într-un tur 2, este cu siguranță prima șansă de partea noastră. Asta mi-aș dori să văd. Sigur, oricine este dispus, capabil să se prezinte la linia de start. Am mai avut independenți candidați. Cred da. că domnul Oprescu, dacă nu mă înșel la candidat ca independent, la un moment dat au mai fost și alții. Da, au fost mai mulți. Este mai mulți sau mai puțini Este Dar complicat să organizezi tot aparatul la nivelul întregii țări ca independent. Îți trebuie cel puțin observatori în fiecare secție de votare. Pentru că dacă nu ai un partid parlamentar, nu ai delegați. Observatorii de ordinul a mii sau poate zeci de mii la nivelul țării să susțin un asemenea aparat, pentru că nu cred că vor fi chiar toți voluntari, cineva trebuie să susțină asta, iarăși mi se pare complicat și sunt totuși atâtea comune, atâtea secții de votare în mediul rural, pentru a asigura un proces Sau să putea riguros. să nu fie nimic din ceea ce descrieți dacă vom avea independent susținut de PSD. Asta e altceva. Asta e altceva. Dar mă referam la scenariul da independent ipoteze? pur sânge. Nu, nu vreau să speculez, domnul Popac. Chiar în acest moment, eu ce știu e că îmi doresc, alături de colegii mei, ca Partidul Național Liberal să dea următorul președinte, să aibă un candidat propriu. Și așa cum la București am fost datori să venim cu o opțiune liberală și să începem să reconstruim ceea ce, din păcate, nu s-a făcut în atâția ani de zile, și la nivelul președinției României, cea mai importantă funcție în stat, trebuie să existe o opțiune liberală de dreapta care să țină România pe traiectorie pro-europeană în NATO și în aceeași timp să promoveze și dezvoltarea țării pe baza unui model de investiții, locuri de muncă, valorile de dreapta. Domnule Ministru, pentru ultima parte, un minut împreună și sigur că am discutat mai mult politică, poate inevitabil totuși în săptămâna post-alegeri. Da. Contractele pe perioadă determinată, am pregătit și un și că titl... mă întrebați de prețul unui bilet de autobuz. V-aș întreba de prețul tricoului, a fost cam 30-40 de euro ceva de genul ăsta, dar să știți, le-am primit cadou pe toate, deci nu e la virgulă preț. Am pregătit un titlu pentru final, titlul cu despre Complexul Energetic Oltenia, vreau să vă întreb, uh. nu vreau să plecăm. Contractele pe perioadă determinată, 1800 de angajați din Complexul Energetic Oltenia expiră din nou la sfârșit de iunie. Ce se va întâmpla, domnule ministru? Sunt posibile o parte dintre ele să rămână pe perioadă nedeterminată? Vor pleca oameni? Este dificil de găsit argumente în favoarea trecerii acestor angajați de pe perioadă determinată pe perioadă nedeterminată. De ce? Pentru că în momentul în care îi devin angajați pe perioadă nedeterminată, în momentul în care, să spunem, pleacă din sistem, au dreptul la foarte multe salarii compensatorii. Nu știu, 15, 20, 30 este un cost foarte mare pentru companie. Soarta Complexul Energetic Oltenia depinde de reinventarea companiei, deci de grupurile pe gaz pe care am reușit să le finanțăm din fondul pentru modernizare, dar nu sunt doar grupuri pe gaz, sunt și parcuri solare da. și de modernizarea întregii companii. Cu siguranță că, în acest moment, așa cum arată lucrurile, și cu acel termen asumat de România de mulți ani, de 2-3 ani de zile de închiderea exploatării pe bază de lignit în 2026. 6. Nu știu dacă este cel mai înțelept lucru. Okay. Dar, dar. Înțeleg corect, iertați-mă. Până în 2026 mergeți pe această idee a contractelor determinate. Adică cel puțin, la fiecare șase luni. Cel puțin, domnul Popa, dacă noi nu reușim în paralel să obținem din partea Comisiei Europene o aprobare pentru decalarea acestui termen și există, din punctul meu de vedere, suficiente motive obiective. Întârzierile în livrările de componente, conflictul no. din Ucraina, necesitatea de a asigura securitatea energetică a României. Deci, ai nevoie de producție în bandă și ai nevoie de cărbune o perioadă de timp. Vedem uh, exemplul Germaniei sau al Poloniei, care continuă să exploateze cărbunele și să ardă cărbune și probabil că o să-l ardă până prin 2049. În cazul Poloniei, cam acesta ar fi fost termenul asumat. Deci, cred că putem găsi și în contextul Noii Comisiei Europene mai multă flexibilitate. Pe primul loc trebuie să fie securitatea energetică a țării. Vă mulțumesc mult pentru Ce interviu, mult. pentru prezență și mult. dialogul cu Euronews România, domnul ministru. Succes pe toate mulțumesc planurile mulțumesc până la urmă.